Face parte din generația de aur a Teatrului Național Vasile Alexandri din municipiul Bâlț. În cei aproape 40 de ani de activitate a reușit să joace peste 80 de roluri, se declară român și punctum. Vorbim despre artistul emerit al poporului, veșnic, tânăr și ferice, Constantin Stavrat, care a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani. Acum, când se uită în urmă, are un singur regret. Bonjour, madame! Bonjour, monsieur! Vă rog să mă iertați că eu din timpul pe care mi-l oferiți mie și dați-mi voie să vă sărut mânușit. Nu se sărută mâna la interviu, să fiți atenți să nu faceți și mâine aceeași greșeală. Regret că zboară anii repede. Uite, asta e regret. Și mai am regret că n-am jucat tot ce am vrut eu. Rolurile cele... aici, la mine, în taina mea aici, care nu o să le mai joc. Constantin Stavrat și-a dorit dintotdeauna să devină un actor de succes și i-a reușit. Am venit aici, la Bâlț, în Teatrul Vasile Alexandri, pentru 3 ani de zile, după terminarea facultății. Și uite, acum sunt 37 de ani. Păi, dar nu știu, dar iubeam teatru. Iubeam la nebunie teatru, eram fanatici. Păi da, dar altceva eu nu pot face. Cea care a fost mereu alături de actori este soția sa, Galina Stavrat. Cei doi trăiesc împreună de 36 de ani. Он очень любит своих детей, он любит внуков, внуки его очень любят на самом деле. Можно так сказать, что я счастлива с ним. Я горжусь, что он мой муж. Я горжусь, потому что его знает наша республика, что его дети очень любят, что я прихожу домой, мне всегда уютно рядом с ним. У меня есть плечо. Colegii lui Constantin Stavrat spun că actorul are un talent desăvârșit și reușește să adune în jurul său oameni buni și iubitori de teatru. Este un coleg extraordinar, îl cunosc de când eram mică, fiindcă aici am crescut între actori și îi sunt recunoscătoare pentru că foarte multe lucruri eu ca actriță am învățat de la el, mai și am preluat experiență și ca director, foarte mult m-a ajutat, m-a susținut. Domnul Stavrat probabil că adună cei mai buni prieteni ai săi în jurul său pentru capacitățile sale de a fi, de a juca, de a crea. Probabil un mare maestru a scenei naționale bălțene, un mare maestru și un mare învățător pentru generația în creștere de actori. Pe lângă toate calitățile sale, Constantin Stavrat mai are și simțul umorului bine dezvoltat, iar grație acestui fapt este și un partener de scenă excepțional, care nu te lasă să te plictisești. Să nu fac gafe și anume el a fost primul meu partener oficial în scenă. Și anume asta am învățat, să improvizez, pentru că de fiecare dată dumnealui încearcă să mă provoace și vede cum mă descurc. Costic Stavrat e un băiat alentat. Alentat și foarte norocos. Costic Stavrat a crescut în colectivul teatrului nostru și a devenit un maestru, un artist al poporului, demn, vreau să zic că și într-o mândrie, colectivului teatrului Vasile Alexandri. Prietenii și spectatorii cred că actorul este un adevărat patriot care promovează neamul și valorile românești. Plin de viață, iubește viața, iubește țara, neamul românesc, așa și se declară că eu sunt român. Aproape la toate spectacole am fost, îmi place foarte mult acest actor. Îl stimez, îl apreciez și îl admir. Constantin Stavrat își dorește ca tinerii actori care vor urca pe scena din Bâlți să fie și mai talentați și să muncească cu dăruire. Eu sunt cea mai bună! Da? Eu sunt cea mai bună! Da! Chiar de adevărat! Da! Eu sunt cea mai bună!
Profesia de actor și o profesie, o meserie puțin de hoț. Să furi cumva de la cineva și treci prin tine ca să-l dai spectatorilor. Și un procent talentul și 99 de muncă. Muncă, iar muncă. Da, acum zicea un mare regizor rus, că până la 40 de ani lucrezi tu pentru nume. De la 40 de ani lucrează numele pentru tine. Și de asta înseamnă că trebuie să muncim. De dimineață și până în seară. Să uităm totul. Noi când venim aici, uite acolo și ies în scenă, ce am avut acasă, gata, au rămas peste poartă acolo. Eu aici ies în fața dumneavoastră a spectatorilor și trebuie să fiu la nivel. Actorul Constantin Stavrat s-a născut la 10 noiembrie 1957 în satul Buda Mică, Herța, din regiunea Cernăuți. Din 1985 este actor la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți. În 1994, Constantin Stavrat a fost distins cu titlul onorific Maestru în Artă și în 2010 cu cel de Artist al Poporului din Republica Moldova.